Salutare, dragi prieteni, și iată din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. După cum ați observat, n-am postat ceva timp, câteva zile am avut niște probleme de rezolvat. Dar pe lângă problemele pe care le-am avut, a mai apărut o problemă și o problemă foarte serioasă. Lui Gimbirică i-au crăpat unghiile pe lung și pe lat, o să vă arăt imediat. Iar preventiv, singurul lucru pe care pot să-l fac este să dau cu un spray acest spray pe care l-am achiziționat de la farmacia veterinară. O să vă arăt cum mi-a crăpat unghiile de greutate. Când mănâncă, stă din ce în ce mai greu în picioare, stă foarte puțin în picioare. Înainte stătea 20-30 de minute, acum după 5-7 minute, 10 maxim, este nevoit să se așeze jos. Sunt foarte supărat pe chestia asta, deoarece, după cum am promis și v-am spus, vreau să-l duc până la Crăciun. Sper să nu fie ceva grav și acest spray cu care voi da pe unghiile lui să-l ajute. Este un spray pentru a preveni infecția, un spray pentru copite, scrie aici, imediat o să vă și arăt. Nu știu cât de bine se vede. Spune cum să-l folosim. După cum v-am spus la începutul videoclipului, aici este piciorul spate, partea stângă. După cum puteți vedea, astea sunt crăpăturile de pe tălpile picioarelor. În cauza la greutate au crăpat, cedează, s-au tocit. Cam așa arată. Sunt și pe față. Uitați aici. Știu cât de bine se vede. Aici. O să vă arăt și pe față, dar pe zi, poziția lui nu ne permite deocamdată. Dar până când o să-l ridic să vă arăt, o să dau cu spray pe picioarele, pe unghiile din spate. Aici este piciorul din față. Puteți observa acele bătăi când se culcă jos, se așează în genunchi. Este foarte, foarte greu. Pe lângă toate astea, mă omoară și căldura. Dar până una alta să dăm cu spray aici pe unghii. Thank you.
Sper că acest sprijin va fi de folos. De atâta lene și de faptul că evită să se scoale, urinează, după cum se poate vedea, jos de foarte multe ori. Sincer, dragii mei, după cum bine bănuiți și știți, sau vă gândiți, în decembrie 2019 am spus că o să-l duc până la Paște. A trecut Paștele, am spus că o să-l duc până la Crăciun. Sper să îl țină picioarele până la Crăciun. Despărțirea nu e una ușoară, deoarece acest porc pentru mine reprezintă ceva în sufletul meu. În mâna mea, anual și de-a lungul anilor, au trecut foarte, foarte mulți porci. Credeți-mă, foarte, foarte mulți porci. Dar acest porc are ceva aparte, să știți. După cum puteți vedea, i-am dat cu acel spray și pe picioarele din față. Cum am zis și mai devreme, greutatea spune cuvântul, dragii mei. Nu am avut așa porc mare niciodată și nu am întâmpinat astfel de probleme.
Cam asta a fost, dragii mei, și cu acest video. Cei care mă cunosc și au urmărit videoclipurile mele, cred că poate observa supărarea mea. Deoarece, Doamne ferește, nu vreau ca până la Crăciun să se întâmple ceva cu el. Se mișcă foarte greu, i-am redus mâncarea la maxim cât am putut. Dacă el mânca la capacitatea pe care i-o dădeam, era mult și mult mai mare. Dar nu am vrut să-mi bag joc de el, nu vreau să-mi bag joc de el. Vreau să fie printre noi cât mai mult timp. Dacă v-a plăcut și acest videoclip și credeți că merit eu și Gimbelica un like, o abonare, o distribuire, v-aș mulțumi. Toate cele bune și pe curând cu un nou episod. Doamne ajută!